Bună ziua și bun găsit la interviurile Pagina de Media, cu o ediție astăzi mai de weekend, o ediție despre radio, pentru că vorbim de un om de radio care a decis să renunțe la radio și nu o face pentru că a ajuns la vârsta pensionării și gata, a obosit. O face din alte motive, dar îl introduc direct pe Șurubel, adică Andrei Lăcătuș. Andrei, bine ai venit la interviurile Pagina de Media. Salut, Petrișor, bună ziua ție și internet spectatorilor tăi. Să spunem că Șurubel era pe radio acum, cel puțin, cu două produse la două posturi diferite. Odată cu acest nume, Șurubel era la matinalul Virgin Radio de 5 ani, da? Da, era la matinal, dacă nu mă înșel. Din 2015, toamna, da. Și apoi cu numele lui real, ca să-i spun așa, Andrei Lăcătuș, realiza și o emisiune de interviuri care se numea Dublu Impact la Europa FM. Acestea erau produsele și dintr-o dată, gata, astăzi a fost ultima zi de radio a lui Șurubel. Chiar cum a fost ultima zi de radio azi, că ai fost pe post? A fost copleșitor. Da. Eu încă nu realizez, să ne înțelegem. Eu sunt ca după anestezia de la dentist. Eu nu-mi dau seama încă ce înseamnă, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, faptul că s-a terminat experiența asta. Am încercat să fiu prezent astăzi, să iau cât mai mult din atmosfera studioului, din căldura colegilor, dar sunt așa, sunt amorțit încă, nu-mi dau seama, știi? A fost o zi foarte plină, în special emoțional, pentru că am primit foarte multe mesaje și de la ascultători și de la prieteni dragi din industrie. Chiar da, au sunat cei de la Kiss FM în direct la voi în emisiune. A fost foarte fain momentul. A fost foarte fain momentul. Dar noi și cu băieții de la Kiss am fost tot timpul într-o relație foarte faină de prietenie. Adică ne și respectăm foarte mult și de fiecare dată când ne întâlnim, cumva dintr-un grup, dacă vrei, ne strângem tot timpul împreună. Da, și pe lângă asta au venit mesaje... Pe lângă asta au venit mesaje de la oameni din industria muzicală și mi-a plăcut foarte mult și nu numai din industria muzicală, adică pe lângă Smiley, Feli, Irina Rimes, Deliric, Grasul XXL, oameni la care mă uit în sus, știi? Au venit mesaje și de la comedianți de la noi, mesaje de la Sergiu Floraia, de la Sorin Pârcălab, Cristi Popescu, Viorel Dragu. Mi s-a părut foarte fain mixul ăsta de oameni care mi-au transmis urări de bine. Da, cum te-ai decis? Gata, cum am scris și noi, cum au zis și colegii tăi, gata, îmi pun căștile în cui. Cum s-a întâmplat așa dintr-o dată, mai ales că așa cum spuneam, nu ești la pensie, nu ai deloc o vârstă care să te apropie de zona de retirement. Gata, acum mă duc pe o insulă pustie, stau și eu liniștit și-mi văd de ale mele. Ce vrei, varianta scurtă, varianta lungă sau varianta extrem de lungă? O să adică luăm cât să mă duc varianta... în spate, în istorie. O să mergem în spate de la momentul în care te-ai trezit dimineața și ai zis, păi, n-ar fi rău să fac altceva. Ok. Atunci o să mergem în noiembrie, octombrie, noiembrie 2019. Da, ce s-a întâmplat atunci? Când a început începuse sezonul de matinal și m-am uitat foarte, am început să mă uit foarte bine la mine, la cum trăiesc în momentul ăsta, la ce program am, la ce vreau să fac în viață și la ce mă face fericit. Și am analizat toate lucrurile astea, am stat câteva săptămâni la rând, până când la un moment dat am zis, singura soluție pentru mine este să-mi iau cumva destinul în mâini, să-mi controlez eu singur programul și să fac tot ceea ce mă face fericit. Și asta nu înseamnă că radio-ul nu mă mai făcea fericit, doar că nu mai lăsa loc de altceva. Matinalul, nu știu câți oameni știu chestia asta, pentru mulți pare floare la ureche din afară și toți spun, bă, voi vă duceți acolo de la 6-7 dimineața, să zicem, la 10 ați terminat, după ce v-ați distrat 3 ore și ați plecat acasă și mamă ce bucurie. Nu e așa. Matinalul, tocmai de aceea se ajunge foarte greu la matinal. De-aia își dorește toată lumea să ajungă acolo. Este e vârful carierei pentru un om de radio, dacă vrei. E locul unde, dacă ajungi, trebuie să și muncești foarte tare.
E o emisiune care se ține cu foarte multă pregătire în spate. E o emisiune pe care o trăiești și în timpul zilei, nu numai dimineața. Și e o emisiune care se pregătește seara. Deci asta deja îți ocupă toată ziua cumva. Și nu-ți mai lasă loc de alte pasiuni. Și imaginează-ți că în ultimii ani am început să cresc în mine și alte dorințe, dorința de a face comedie în alte forme, de a spune povești în alte forme, dacă vrei. Exact cum spui la radio, povești care fac oamenii să se simtă mai bine și care poate au un mesaj, la fel aș vrea să fac chestia asta și în stand-up, să zicem, sau în seriale de comedie online pe care Ai aș vrea avut să învăț să le 10 scriu, să le lucruri. regizez. Ai avut 10 Dar am lucruri. avut 10 lucruri. E, vezi, era ceva acolo, era un sâmbure. Eu sunt un puști care a făcut jurnalismul, care a făcut radio încă din facultate. Am început atunci la un proiect care se numea Pro FM Campus. Era un proiect al celor de la Pro FM. După care am... Se întâmpla cam am când asta, așa? Păi aveam 19 ani, asta înseamnă acum 13 ani. Deci 2007-2008. Cam așa. În perioada aia, da, am făcut radio acolo, la Pro FM Campus. După care, la un an distanță, m-am angajat reporter la MTV România. A apărut un concurs de care am aflat, am dat probă, am intrat reporter acolo. A fost foarte faină perioada aia, reporter la știri. După ce s-a terminat aventura cu MTV, am făcut un filmuleț pe net care se numește Laxativ pentru creiere și care era un clip pentru blogul meu de atunci, era o mini-campanie, nu aș vrea să zic o campanie anti-manele, că nu era, eu am făcut-o pentru glumă, am făcut o glumiță într-un clip. Clipul s-a viralizat foarte tare. Ca să-ți imaginezi, eram eu pe toaletă ascultând manele și făcând lip-sync pe ele. Clipul se găsește pe YouTube în continuare și clipul a făcut undeva la 250.000-300.000 de view-uri în perioada aia și vorbim uriaș, aici de... Uriaș, mare. Eram deja în 2010 aici. A atras atenția cuiva de la Radio 21, mai exact al lui Manuel Dinculescu, care m-a sunat. A fost o zi în care m-a sunat și a zis salut, sunt Manuel Dinculescu și eu zic salut și face directorul de programe de la Radio 21. Și zic, bună ziua, bună ziua, da, spuneți. Și a fost foarte tare momentul că practic așa m-am angajat pe WC-ul. Și am început atunci treaba la Radio 21. 5 ani am tot făcut diverse programe, fie weekend, fie seară, fie după amiază, fie matinal de vară, mă rog, am trecut peste tot, timp în care am mai făcut alte lucruri. Am mai trecut pe două televiziuni muzicale, am trecut pe la Music Channel și mai apoi la UTV, unde am stat cel mai mult. Acolo și, încă apare stație, adică încă te vedem. Încă sunt în promurile de la UTV și sunt mândru de asta. Dar îmi spun mulți copii că mă văd, copiii prietenilor mei tot timpul se duc la ecranul televizorului și spun Șurubel, uite pe Șurubel. Și foarte important că am avut perioada asta în care n-am făcut matinal pentru că aveam timp pentru alte lucruri. Am lucrat într-o agenție de publicitate în același timp, am lucrat la eVentures, este agenția Amaliei Năstase. Am fost copywriter acolo și am avut o perioadă foarte faină în care m-am simțit foarte bine. Și în același timp am făcut și 10 lucruri de care ziceai mai devreme. Adică am începusem cumva pasiunea asta pentru a scrie și a zona juca de în sketch-uri în care... altfel de entertainment. Și vezi că 10 lucruri în perioada aia, un proiect care a început în 2011, când pe net mai existau Creative Monkeys, Sector 7 și mai erau niște băieți în Ardeal, Ilariant, care erau tare faini, în rest nu mai știu de altcineva. Și începusem noi și tot așa, 10 lucruri, s-a dus la undeva un sfert de milion de subscriberi. Ceea ce a fost foarte bine, că l-am întrerupt noi la un moment dat, e altceva. Dar ce voiam să zic parcă e că... Parcă l-ați luat și anul trecut, nu? Parcă ați mai făcut ceva și anul trecut. Sau da, când... da, am mai făcut o continuare, o miniserie de 6 episoade. Ce voiam să zic și unde voiam să ajung, și o să completez lista CV-ului, dacă vrei, cu faptul că am fost și DJ 5 ani într-un club, se numește Culture House. E un club de studenți din București, între 2011-2016, cam așa. Asta e o perioadă pe care am trăit-o extrem de intens și fără să-mi propun o direcție anume, pur și simplu
Exact ca un animal cu instinctul, m-am dus unde am simțit că vreau să mă duc, să învăț, să iau cât mai multe informații, să le fac pe toate, cum s-ar zice. Și nu m-am gândit foarte mult la mine, n-am făcut foarte multe introspecție, dar ceea ce s-a întâmplat a fost că undeva în 2016, în martie, am făcut o apă la plămâni. Începusem deja matinalul cu Bogdan de câteva luni și eram doar noi doi. Trebuia să lipsesc de la radio, aveam un litru jumate de lichid în plămân, am mers la spital să mi-l scoată și mi-au zis 2 luni stai acasă. Păi cum stau acasă? Că eu acum am ajuns acolo unde voiam să ajung în radio, cum să stau 2 luni acasă? Și să zic ce s-a întâmplat, chestia asta e un lucru, pentru mine e un moment de turnură în viața mea, dacă vrei. S-a întâmplat în felul următor. L-am întrebat pe doctor cât pot să stau cel mai puțin acasă. Doctorul a zis, dacă ești nebun, nebun și nu mai poți și te urci pe pereți, stai măcar 2 săptămâni. Și am zis, ok. Și trebuia să găsim un om care să mă înlocuiască 2 săptămâni la radio, să facă emisiune cu Bogdan. Și am zis, băi, de ce nu ar veni Ionuț, colegul meu de la 10 lucruri, care ne cunoaște foarte bine emisiunea, mă cunoaște foarte bine pe mine și s-ar potrivi foarte bine cu Bogdan. Și știa și pe Bogdan. Și a zis, ok, bine. Și a venit Ionuț 2 săptămâni. Eu 2 săptămâni am stat acasă, am început tratamentul. A fost un tratament care a durat 6 luni cu extrem de multe antibiotice. Nu recomand nimănui. Unul din lucrurile pe care mi l-au zis doctorii când am început să le iau a fost, ai grijă că unul dintre efectele secundare este depresia. Și zic, ok, mă descurc eu cu asta. Ți imaginezi, eu fusesem invincibil până atunci. Dar absolut invincibil. Cu nopți nedormite, cu făcut mai multe joburi în același timp. Fusesem și în publicitate, și DJ în club în același timp, și actor amator pe net. Și toate lucrurile astea. Eram invincibil. În momentul ăla mi s-a dovedit că nu sunt chiar așa. Și când m-am întors după 2 săptămâni la radio, știi ce se întâmplase? Toată lumea îl iubea pe Ionuț. Toată lumea. Toți erau vrăjiți de Ionuț și eu eram un tip deprimat care stătea pe scaunul lui în studio și care nu avea nicio idee în cap, dacă ți vine să crezi. Nimic. Ionuț avea toate glumele, toată lumea, toate fetele, colegele erau la geamul studioului. Ionuț, cât de bun, Doamne! Eu nu știu ce amuzant ești și eu fierbeam în mine, cel mai bun prieten al meu, mă bucuram pe de o parte pentru el, știi? Dar pe de altă parte, la mine intrase și efectul secundar de la antibiotice, eram într-o depresie deja și începeam să fiu. Și momentul ăla, cred că un moment de genul ăsta în viața cuiva te schimbă total. Total, pentru că ești forțat să, cum se zice în popor, să te pui la masă cu demonii tăi. Și ce am făcut atunci a fost să mă așez, să stau un pic cu mine, să mă întreb ce caut eu aici, ce vreau să fac, ce ar trebui să fac dacă îmi doresc să mai fiu relevant cumva în industria asta. Și răspunsul meu atunci a fost munca. Bă, trebuie să muncești. Și atât am știut. N-am știut exact ce și cum, dar am știut că trebuie să muncești. Din momentul ăla cred că a început să se formeze o etică de muncă pentru mine. Se forma ideea că nu las nimic nepregătit temeinic. Și pe lângă asta a început să se formeze un reflex de introspecție. Pentru că după ce am stat alea 6 luni și m-am gândit atât de mult la mine, am învățat să fac asta și e ca un mușchi. Cumva înveți să fii mai atent la tine. Și imaginează-ți că toate astea s-au strâns în ăștia 5 ani de matinal, în care am și muncit cât am putut de bine. Dar s-a strâns și partea de introspecție și am fost mult mai atent la mine și toate astea au dus la decizia pe care am luat-o de fapt în atunci cum ai rezolvat problema, ca să zic așa, cu prietenul tău? Cu Ionuț? Da. Ați spus, cumva... ce facem? Zic, eu te-am adus și acum mi se pare că uite, toată lumea râde la glumele tale din ăsta, asta și voi ca băieții la o bere, băi, uite ce, cum ajută-mă să rezolv cumva, ce facem? Îți dai seama că nici el nu știa ce să zică, nu-i se părea nici lui corect să-mi facă chestia asta, dar nu făcea de fapt el nimic. Știi? Exact. El îmi zicea, bă, nu vreau să-ți fac rău, absolut rău, ce vrei să fac? Vrei să nu mai zic, să nu vorbesc sau vrei să încercăm așa? Și am zis, bă, nu, trebuie să o rezolv eu cu mine și eu cu mine am rezolvat-o și cumva muncind foarte mult am început încet, încet să-mi câștig întâi locul, dacă vrei să-mi câștig respectul meu, propriul meu respect, că de fapt despre asta e vorba.
să mă simt eu sigur pe mine din nou și am cumva cred că am recâștigat și locul meu în emisiune și am rămas toți trei și uite că a fost o decizie foarte bună pentru că toți ăștia 5 ani cred că am avut o chimie care s-a întâlnit destul de rar în echipele de matinal de la noi. Da, în echipele de matinal contează întotdeauna această chimie. E, da, chiar uite, voiam să te întreb partea asta cu când a apărut în scenă numele Șurubel în tot acest traseu al tău de 10 ani? Asta e o poveste din liceu. Eram la echipa de fotbal. Eu am făcut liceul Gheorghe Lază din București. Și eram la echipa de fotbal a liceului. Eram a 10-a, nu jucam niciodată. Mă, dar niciodată. Deci aveam un profesor... nu știu cum îl cheamă, mă rog, foarte bătrân. Și nu mă băga niciodată, îi băga numai pe aia de 11 și de 12. Și la un moment dat aveam un meci, un amical, nici nu știu, și vorbesc cu unul de 12 și zic: "Bă, fii atent, te rog eu frumos, lasă-mă și pe mine, uite, fii atent, că nu vede, când nu vede proful, ieși prin spatele porții, intru eu, cine se prinde? Facem o schimbare, nu contează." Și am făcut chestia asta. L-am lăsat, am intrat în teren, prima minge pe care am primit-o am pierdut-o și s-a prins prof și a început. Deci în momentul ăla a fost momentul care mi-a setat porecla, fiindcă el a început să strige: "Bă, cine l-a băgat, bă, Șurubelul ăsta în echipă?" Și toți s-au prăpădit de râs, îți dai seama, și de atunci la antrenamente nu mai așa m-au strigat și în liceu ultimii 2 ani nu mai așa am fost poreclit și de acolo na. Să știi că a fost util. A fost util. E o poreclă, na, care te face memorabil măcar în mintea unor oameni și care mi-a sculptat cumva și personalitatea. Pentru că dacă te gândești la omul ăsta, dacă zice cineva: "Bă, hai să ți-l prezint pe Șurubel", nu să te gândești că e un om care face rău, știi? Adică nu îți face... pare un om cinstit, știi? E, la fel ca și Petrișor, de fapt. Exact. Șurub ar fi sunat altfel. Da, diminutivele cumva, și cred că m-au și format lucrurile astea și am mers în direcția asta și tot timpul am încercat să fiu un om bun și cu niște principii destul de sănătoase. Dar în radio când ai folosit-o prima dată? Sau ai folosit-o de la început? De la început că na, dacă am început, ideea e că eu am făcut parte din programul ăsta Pro FM Campus în facultate, însă înainte, în liceu, când eram tot așa a 10-a, a început un proiect tot al celor de la Pro FM, care se numea Pro FM School. Asta însemna echiparea unor licee cu aparatură de radio, astfel încât câțiva elevi să formeze o echipă de DJ în liceu, care să meargă în pauze să vorbească la microfon. Și am început de acolo dragostea pentru radio, dacă vrei. Da, cum eram, veneam, era pe de mult, erau serialele acelea cu liceeni, era Salvați de clopoțel acum foarte de mult, în care într-adevăr era un post de radio într-un liceu la un moment dat, dacă mi-aduc bine aminte. Partea bună din ce făceau ei atunci, și asta e foarte mișto ca și concept, e că ei aveau și o emisiune seara, care se numea tot pe FM School, era prezentată de Escu și Bogdan Nicolai, în care chemau câte un licean de la două licee diferite. Și aveai așa, pe cineva de la Gheorghe Lază, să zicem, cu cineva de la Monet, că și Monet era unul dintre liceele din București care aveau aparatura asta. Și aveam un battle cu celălalt licean și oamenii sunau și votau cu unul sau cu altul. Și eu cred că atunci m-am îndrăgostit de fapt pe bune de radio, că am intrat prima oară în studioul celor de la Pro FM și l-am văzut pe Escu. Tu știi pe Escu, nu? Și sunt sigur că sunt și mulți ascultători care l-au prins în radio. Și l-am văzut pe omul ăsta stând pe un scaun în fața unui microfon, atât de relaxat. Mă, deci își pusese picioarele așa pe masă, pe birou, și a dat drumul la microfon și stătea pe spate și zice: "Hei, bună seara, sunteți la Pro FM School, m-am ascultat Ariana, dar în curând o să avem doi liceeni aici în studio care o să se lupte pentru voturile voastre și bla 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 și bla bla bla. Și acum până se pregătesc ei, mai ascultăm niște Pink și revenim imediat, ești pe Pro FM, bum." Și a ridicat calea și s-a lăsat din nou și a scos căștile, s-a lăsat pe spate și zice: "Hai, ce facem? Care urmează?" Băi, m-a spart momentul ăla, m-a spart lejeritatea aia cu care el... Își făcea job-ul, știi? Și îl făcea atât de bine și în același timp se simțea bine și am văzut treaba asta la el și în capul meu s-a produs un declic și am zis: "Bă, dacă vreodată în viața mea o să dea
peste mine norocul de a putea să fac ceea ce face omul ăsta și să fiu și plătit pentru asta, am păcălit sistemul. Și cumva, îți dai seama ce se întâmplă în mintea unui adolescent când îi se arată posibilitatea de a păcăli sistemul. Practic, aia devine misiunea vieții lui. Exact, exact. Da. E, și acum dacă ne întoarcem acum la momentul acela din toamna lui 2019, îți aduce aminte exact ziua aceea în care zis, mă, în care ți-ai pus întrebarea serios prima dată, că așa, într-adevăr, de-a lungul anilor am spus-o, dar ziua în care ți-ai pus întrebarea serios, măi, ar trebui să fac mutarea asta, ziua aceea. Și ce s-a întâmplat atunci? S-a întâmplat că le-am spus alor mei, am fost până la ei mei acasă și le-am zis, uitați ce vreau să fac. Și știi cum e? Părinții mei cel puțin, și sunt sigur că de fapt părinții multor dintre cei de vârsta mea, oameni crescuți într-o altă lume, dacă vrei, într-o altă societate, cu nevoia unei siguranțe financiare, acceptă mult mai greu o decizie de genul ăsta. Și poate sunt oameni și acum care se uită la noi și care spun, băi, ești nebun, nu poți să lași siguranța financiară, să o arunci pe geam pur și simplu, pentru că ți s-a năzărit ție că ești în punctul ăla al vieții în care ar trebui să te cunoști mai bine. Hai mă, lasă-mă cu astea. Știi? Cam asta a fost și reacția lor. Cumva de frică, ei dorindu-și tot ce e mai bun pentru mine și știind cât au muncit toată viața ca să nu simt greutățile prin care am trecut, au zis, nu poți să faci așa ceva. Păi cum? Stai mă, mamă, păi nu, stai liniștit acolo, ai jobul tău, culcușul tău, sigur, rămâi acolo, ce vrei să faci? Și sincer, și acum după cât 7-8 luni de zile de când le-am spus chestia asta și am încercat să-i obișnuiesc cu ideea asta, încă cu mama încă mai tratez, știi? Încă mai... Cred că se și uită acum la interviu și vreau să știe că iubesc foarte, foarte mult, serios. Eu înțeleg tot ceea ce fac pentru mine, dar mesajul meu pentru toți părinții care văd asta și află că copilul lor vrea să ia o decizie de genul ăsta, aveți încredere că omul ăsta știe ce face. Aveți încredere că dacă ai luat decizia asta la un moment dat în viață, bă, știi de ce o faci. Și înțelegi care sunt riscurile, dar pe de altă parte ai decis că merită mult mai mult partea pozitivă, știi, a pariului. Adică ar fi un câștig mult mai mare pentru mine să-mi iasă. Știi? O să vorbim și despre ce o să-ți iasă, dar înainte, ce au zis colegii tăi din radio când le-ai zis prima dată sau când le-ai zis prima dată? Măi, nu ți-au zis, măi, ești încă tânăr, știi cum se spune? Așa, când le-ai spus prima dată celor din radio? Le-am zis la începutul sezonului și reacția lor, a băieților cel puțin, a fost, noi ți-am sugerat să nu o faci, dar e decizia ta. Și după cum a zis Bogdan atunci, când mi-aduc și aminte, dacă cineva dintre noi ar fi putut să ia decizia asta, ăla erai tu, șurubel, nu era altcineva. Pentru că eu tot timpul am fost cumva, dacă vrei, non-conformist în direcția asta. Tot timpul am căutat să fac și mai multe lucruri, să intru în mai multe proiecte. Tot timpul am avut setea asta. Și sincer m-a salvat la un moment dat. Adică în viață, dacă n-aș fi avut setea de a intra în toate proiectele care mi-au ieșit în cale și a le face pe toate, poate că nu aș fi făcut nimic din ce am făcut. Și cred că, adică eu sunt mândru de lucrurile pe care le-am realizat până la vârsta asta, știi? Da, te gândești că poate la un moment dat că măi, s-ar putea, știi cum, în dilemele, s-ar putea să-mi pară rău la un moment dat? Ai luat și chestia asta în calcul? În continuu. În continuu te gândești. Știi de ce? Pentru că mi-e frică de mine, la fel cum probabil fiecăruia dintre noi e frică de el. Să treci în zona asta de freelancing, nici nu vreau să zic freelancing, că nu e un freelancing, ceea ce vreau să fac eu e altceva, dar mă rog, hai să zicem freelancing, dacă au o convenție. Să treci în zona de autogestionare, dacă vrei, presupune, din ce îmi dau eu seama până acum și din ce prevăd pentru viitorul meu, presupune foarte multă disciplină de sine,
presupune puterea de a te motiva singur, de a munci singur, pentru că dacă eu fac pasul ăsta acum, sau să zicem că îl făceam acum 6 ani, 7 ani, și eram omul de atunci, puștanul ăla care mergea mână în mână cu excesul, dacă vrei, și mă culcam la 3 noaptea în fiecare noapte și mă trezeam la 2 sau 1 sau chiar și 12 și nu făceam nimic toată ziua și mă jucam FIFA. Că uite, așa îmi place mie. Dacă o faci așa, mai bine nu mai faci. Adică, cred că toate vin la timpul lor și mă bucur că decizia asta a venit la momentul potrivit în viața mea, în care pot să zic că am acumulat un anumit grad de maturitate acolo cât e el, cât să-mi dau seama că va trebui să muncesc foarte mult la mine, la a mă autodisciplina și la a mă automotiva să fac lucrurile și să pot să le pun într-un context mai mare, să pot să am o direcție, să pot să văd the bigger picture, dacă vrei. Da, și care este, că spuneai, e un pariu. Care este pariul? Faci acest pas către ceva, către ce? Către a mă cunoaște pe mine, de fapt. Imaginează-ți că primul pas al planului e un fel de an sabatic, dacă vrei, după care să pot să mă reorganizez și să mă uit în spate să văd ce am reușit, ce am realizat. Genul ăsta de meserie, dacă vrei, te modelează într-un anumit fel. Fie că vrei, fie că nu vrei, începi să te vezi, să te compui un pic din părerile celorlalți, din feedback-ul pe care îl primești pe ceea ce faci, din numerele pe care le fac materialele tale, știi? Ceea ce tu pui acolo, faci niște cifre. Cifrele alea nu sunt bune, tu ești dezamăgit. Așa e. N-ai cum să o faci. Pentru asta te lupți în industria asta, în momentul ăsta. E, imaginează-ți că ce-mi doresc eu e ca la finalul anului ăstuia, pe care mi-l propun, să zicem, sabatic, să mă uit în spate, să mă uit un pic la mine și să-mi spun: am reușit să fac schimbul de la a căuta interesul și aprecierea celorlalți la a căuta interesul și aprecierea mea. A face lucruri de care să fiu mândru, a face lucruri pentru mine, pentru că am căpătat și certitudinea asta că dacă voi face treaba asta, mai ales cu background-ul pe care îl am, sigur o să pot să fac și lucruri care o să atragă un anumit gen de public. Deci nu mai fac problema asta. Nu vreau să mai fac problema de cifre, de audiențe și de lucruri de genul ăsta. O să vorbim imediat despre lucrurile acelea pe care să le faci, dar voiam să te întreb. Dacă după această săptămână, tu ai anunțat pe post luni, da, că vei Da. pleca, dacă de luni până vineri, că azi este vineri, reacția publicului te-a făcut să te gândești că bă, poate nu-i chiar cel mai bun lucru, că na, știi cum e când îți spune atâta lume, măi, rămâi, mai faci, mai stai pe aici. E, care a fost reacția ta după aceste 5 zile în care ai acumulat feedback? Știi cât de frumos a fost? Știi ce frumos a fost să... Adică, hai să-ți explic senzația mea. Au venit foarte multe mesaje și, sincer, undeva în sinea mea, cumva nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Mesajele astea au, și le ziceam și lor pe post, le ziceam ascultătorilor, au umplut un gol care s-a creat, dacă vrei, la începutul carierei mele în radio. În momentul în care am început să fac treaba asta, a fost marcat de un număr de mesaje de la oameni, SMS-uri pe atunci, în principiu, și nu numai, erau și comentarii pe Facebook, de genul: băi, râitule, ce cauți mai aici? Pleacă-mă din radio, bă, nu vezi, nu vrem să te ascultăm cu vocea aia, ce are mă ăsta de spus, mă, lăsați-mă. Lucruri care atunci cred că m-au ambiționat un pic, că asta a fost singura reacție pe care am avut-o. M-am ambiționat să pot să fac lucruri și să le depășesc, dar totuși au lăsat un gol. Și mesajele primite săptămâna asta au umplut golul ăla și au, cumva, cred că au întregit, au închis un capitol, așa cum a trebuit să se închidă. Nu mi-au schimbat însă părerea, pentru că, și asta mi-a plăcut foarte mult, toate mesajele, sau mare parte dintre ele, au fost de genul: ne pare foarte rău că pleci, însă ne bucurăm pentru tine. Și
Aici cred că e ok. E ok în faptul că publicul, eu n-am mai văzut reacția asta până acum, dar vezi, publicul românesc înțelege o schimbare de atitudine în viața unui om și o susține și poate treaba asta devine, nu știu dacă... Mie mi-e greu să folosesc cuvinte mari, dar poate devine o sursă de inspirație pentru oameni care au pasiuni în ei, pasiuni pe care poate le-au ținut ascunse, pasiuni pe care nu și-au dat voie să le urmărească, într-o viață pe care o ducem oarecum robotic, așa. Să fim serioși, cred că mulți dintre noi am trăit chestia asta, am trăit senzația că mergem pur și simplu la muncă, facem un job care ne satisface sau mai puțin. Pe mine mă satisfăcea foarte tare, dar o să ajungem și la partea asta. Dar sunt oameni pe care jobul nu-i satisface absolut deloc. Merg acolo și petrec 8, 9, 10 ore din zi, se întorc acasă să vadă un serial, se culcă și a doua zi o iau de la capăt. Și asta nu e o poveste nouă, dar poate fiecare exemplu de om care încearcă să rupă lanțul ăsta și să se caute un pic pe sine și să-și caute fericirea și să caute să se dezvolte în domeniile care îi fac într-adevăr... care îi fac plăcere, poate fiecare exemplu contează pentru a fi noi, dacă vrei, o comunitate mai conștientă de sine. Da, chiar o curiozitate, după ce ai anunțat, au sunat alții de la alte radiouri să spună, hai, lasă, înțeleg că nu mai faci matinal acolo, dar hai să facem noi altceva, au existat astfel de telefoane, mesaje? Nu, cred că toată lumea a înțeles chestia asta. Deci n-au existat. Nu, dar asta cred că e și să nu fi înțeles chestia asta ar fi fost o meteahnă cumva a trecutului la noi. Știi că mai să te gândești, mă, omul ascunde el ceva, știi? Poate că de fapt el își dă demisia că nu e mulțumit la Virgin, că a apărut un articol, să știi, în... nu știu ce zi, în Cancan, parcă, sau ceva. Nu știu, nu vreau să zic prostii. Nu contează nimeni, așa? Într-un ziar de scandal. Și spunea că Șurubel pleacă de la Virgin pentru că nu e mulțumit de salariu. Și el vrea să câștige mai mulți bani și să fie vlogger. Și ideea asta mi se pare o gândire atât de simplistă și mi se pare atât de superficială, o tratare superficială a problemei și a situației, încât parcă nici nu vine să mă mai gândesc la așa ceva, nu vine să mai bag în seamă genul ăsta de zvonuri, știi? Absolut deloc. Și apropo de chestia asta, nu eram nemulțumit de nimic, mai ales, adică nu eram nemulțumit nici de partea financiară, nici de felul în care m-am înțeles cu oamenii de la Virgin. Ai spus că era o muncă ce ți aducea satisfacții mari din punct de vedere profesional și nu da, numai. Da, mi se pare fenomenal să poți să faci. Chiar săptămâna asta mi-aduceau aminte colegii Bogdan și cu Ionuț că o să-mi fie dor de felul în care reacționează ascultătorii noștri. Imaginează-ți că am creat, știi că se spune că ascultătorii sunt oglinda postului pe care îl ascultă și de asta suntem foarte mândri că, și acum, uite, asta nu e propagandă ce zic, sau, adică nu e vorbă din aia frumoasă pe care trebuie să o spui, că nu mai am, efectiv nu mai am niciun interes în momentul ăsta teoretic, știi, nu poți să zici că, dar am trăit niște lucruri în ultimii ani de când fac matinal. Am trăit niște momente în care ascultătorii au reacționat atât de frumos la propunerile pe care le făceam pe radio și la poveștile pe care le spuneam. Au venit cu inputul lor care a fost extrem de mișto, extrem de coerent, extrem de pertinent și extrem de creativ. De foarte multe ori noi închideam microfoanele în studio, terminând o intervenție în care povestisem ceva și ascultasem apoi părerea unui ascultător. Și închideam microfonul, ne uitam unii la alții și ziceam, bă, ăștia-s mai fanii ca noi, frate.
sunt mai amuzanți și sunt mai creativi decât noi și totuși ar fi locul lor să fie aici în fața microfonelor. Norocul nostru că suntem noi, dar ascultătorii au fost o parte impresionantă a emisiunii astea și cred că o să fie în continuare și de asta o să-mi fie dor. Și aici era cea mai mare satisfacție din jobul meu. Asta vreau să întreb, dacă este ceva după care sigur îți va părea rău, după care, la care te vei gândi cu nostalgie, care va fi acel lucru din această perioadă de radio? Pe lângă, ziceam mai devreme, participarea ascultătorilor și relația cu ei, mai exista și schimbul de energie din studio. Mă, aia e o chestie magică. Eu cred foarte mult în ultima vreme în ideea de energie și de aia și noi trei în studio am pus numele matinalului Energia aia bună. Știi? Pentru că ne-am gândit ce se întâmplă aici în studio și ce se transmite ascultătorilor noștri. Și ne-am dat seama că ăsta e atributul nostru. Ce se întâmpla în studio era o chimie atât de faină. Imaginează-ți că 6:30 nu e o oră la care toți oamenii să fie up and fresh. Știi? Și nici noi intrinsec nu suntem așa construiți. Dar când intram acolo și ne vedeam unul cu altul, ne vedeam toți trei, se întâmpla ceva. Și ceva ăla cumva transpira prin boxe către oameni, ceea ce este ideal. Să trăiești lucrul ăsta este... Știi că toți căutăm starea aia de flow, cum îi zice. Sunt foarte multe concepții acum psihologice în care ți se spune că cauți starea de flow în care nu mai ești atent la nimic în jur pentru că tu trăiești prezentul respectiv, tu trăiești momentul ăla, trăiești activitatea pe care o faci. Pentru noi asta era. Și sunt sigur că o să fie în continuare pentru ei doi, dar mie cu siguranță o să-mi fie dor de cum comunicam cu Bogdan și cu Ionuț. Acum hai să vedem exact ce vei face. Deci ai acest an sabatic, an în care ai zis că îți pui ordine în gânduri și nu numai, dar ai niște planuri clare. Ce vei face după acest an sabatic? Concret, ce îmi propun este să studiez tot ce înseamnă să fiu autodidact în tot ce înseamnă comedie. Asta presupune să citesc tot ce e de citit din punctul meu de vedere pe zona de scris comedie, de stand-up comedy, de scris scenarii de comedie, regizat clipuri, de la sketch-uri până la seriale întregi, poate, de comedie și n-ar strica nici zona de actorie. N-ar strica. Dar te vezi, deja când vorbesc despre lucrurile astea, simt că mă împlinesc într-un fel, știi, mă bucură, abia aștept să intru în zona asta. Și mi-ar plăcea să scriu piese hip-hop. Tot timpul am vrut să fac asta. Modele tale în stand-up care ar fi? Măi, aș vrea să fiu ca de la noi și de afară. Îmi plac foarte mult comedianții de la noi din toate cele trei cluburi de comedie din momentul ăsta. Vorbesc aici de Club 99, vorbesc de Comics și de The Fool. Mi se pare că toți sunt foarte faini și știi ce zic aici. Vorbesc de Teo Vio Costel, vorbesc de Sergiu Sorin, Toma Cristi și în partea cealaltă de Micuțu și de Bordea. Sunt oameni care m-au inspirat, pe care i-am urmărit foarte mult în ultima vreme. Și afară, mamă cât sunt în afară, Doamne. Și sunt, asta e foarte mișto când te apuci, când intri în domeniul ăsta și începi să urmărești stand-up foarte mult, ca și, dacă vrei, și studiu, ca obiect de studiu, începi să dai peste foarte multe tipologii și îți începi să spui întrebări, să te gândești, măi, eu unde mă încadrez? Știi? Unde sunt? Și vezi diverse lucruri. Tu ai mai făcut stand-up? Am urcat la open mic. Mi se pare cel mai normal în orice domeniu ai vrea să intri, să începi de pe treptele de jos și să înveți să mănânci mălaiul care trebuie mâncat. Am urcat deși... adică... E o seară amatorilor, dacă putem să-i spunem așa. Se întâmplă și la Comics Open Mic, se întâmplă și la The Fool și se întâmplă înainte și la Club 99. Acum nu știu dacă mai țin cu pandemia, că au început și ei să-și găsească o terasă de vară unde să facă show-urile și sper că se aranjează lucrurile și acolo. Dar e o seară în care oricine poate să urce, te înscrii cu o zi înainte sau două, ești programat, sunt undeva în jur de 10, 12,
15 oameni care au voie să urce 5 minute pe scenă, să spună glume și publicul e cumva și un pic mai indulgent. Pentru că e știut faptul că na, oamenii ăștia care urcă e posibil să fie pentru prima dată sau a doua oară, parcă nu. Și în alea 5 minute tu înveți de fapt pe pielea ta, înveți ce înseamnă să stai acolo sus pe scenă și să simți toți fiorii. Imaginează-ți că eu am prezentat evenimente în toți anii ăștia. Am ajuns să prezint, am avut norocul să fiu invitat să prezint diverse evenimente în fața a 500, 1000, 2000, 3000 de oameni, 4000 de oameni. Au fost festivaluri unde am mai prezentat. Măi, când m-am urcat pe scenă la open mic și mi-au intrat luminile alea în ochi, aveam în față 100 de oameni care îmi mâncau fiecare cuvânt, dacă vrei, și care probabil îmi și judecau fiecare cuvânt, am înlemnit, m-am strâns tot în cutia toracică și eram tot acolo băgat. Capul, mâinile, picioarele mi se mișcau așa automat, spuneam un text pe care l-aveam în cap, cumva, și n-aveam niciun pic de control. Eu am mâncat de 7 ori până acum pe scenă la open mic. De 5 ori din 7 așa m-am simțit. Cu emoții de nu mai puteam, pentru că e altă senzație, trebuie neapărat să încerci, îți super recomand. Deci recomand oricărui om care vrea să se ducă un pic să trăiască senzația asta ușor extremă de a fi pus în efectiv în lumina reflectorului și a trebui să spună lucrurile potrivite, pentru că tu îți și pui în cap niște lucruri de acasă. Tu scriind glumele alea sau gândindu-te la ele, tu îți pui în cap, aici o să se râdă. E, în momentul în care nu se râde, să vezi atunci cum te simți. Ceva la care se uită, nu? Exact. Și ziceam că în 5 din 7 cazuri, pentru mine până acum, a fost rău. Dar în 2 din 7, și unul a fost acum ultima dată când am mâncat, pentru câteva secunde, 5-10 secunde, am simțit că pot să o fac. Am simțit că sunt stăpân pe situația acolo pe scenă. Și chestia aia, din punctul meu de vedere, chestia aia reprezintă drogul stand-up-ului, care te face să revii dincolo de emoții, dincolo de toți monștrii care te copleșesc în momentul ăla. Chestia aia te face să revii. Că sper să mai ai mai mult. Asta când se întâmplă? Cred că se poate. Când ai urcat? A fost acum o săptămână jumate. Sau ceva. Așa. Da. Unde ai fost? La comics pe terasă. Și ce ți-au profesioniștii ce au zis? Măi, șurubel, ai viitor așa sau ai potențial, știi cum ești, tinere, merge. Băieții mi-au zis că cred că ceea ce le spun tuturor băieților care urcă pentru prima oară la scenă, sau fetelor, că sunt foarte multe fete care încep să facă asta și mi se pare foarte mișto. Și cred că asta le-au zis și lor, ceea ce mi-au zis și mie. Mi-au zis, fii atent la ceea ce scrii, să ai o densitate mai mare de glume, să încerci să obții mai multe râsete mai repede într-un timp mai scurt de timp. Și într-un timp mai scurt de timp, vezi? Într-un timp mai scurt. Și pe lângă asta, repetă-ți materialul. Nicio problemă dacă nu ți-a ieșit acum. Dacă ai încredere în gluma respectivă, vine o săptămână viitoare, urcă-te din nou, spune-l de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Și cumva o să vezi că la un moment dat te începi să te rodezi, să te obișnuiești cu el. Cam astea au fost sfaturile lor. Dar în principiu, nu am demonstrat nimic până acum de care să... Na, deci, să fie... La anul, de la anul încolo să-l vedem pe stand-up-ul Șurubel. Da, îți dai seama că mi-aș dori, dar să știi că e o industrie care crește foarte mult la noi și de fiecare dată când merg la open mic suntem 10-15 oameni acolo și uneori n-avem loc unii de alții, în sensul că dacă, de exemplu, un club decide să urce pe scenă doar 12 oameni, automat vor fi câțiva care stau pe afară și doar se uită. Știi? Și cumva stăm între noi, uite, hai, astăzi poate mergi tu, că uite, nu urc eu și tot așa. Și e o gașcă de oameni foarte faini care încearcă să intre în domeniul ăsta. Deci o să existe concurență de acum încolo la stand-up. Dacă până acum, când au crescut cei care sunt acum grei în stand-up-ul de la noi, nu mai făcea nimeni în afară de ei, acum
piața să știi că o să existe. Și oricum e mișto, e mișto că se întâmplă treaba asta, îți dai seama. Crește cumva și nivelul de stand-up în România și poate o să avem și cluburi de stand-up în alte orașe ale țării decât în București. Și uite așa, să ne bucurăm un pic de comedie mai mult, pentru că na, comedia poate să transmită și niște mesaje foarte serioase de fapt și poate să și vindece. Chiar ești mai degrabă adeptul glumelor de tip Seinfeld sau adeptul glumelor mai directe, mai fără perdea? Cred că îmi formez încă stilul. Știu ce vrei să întrebi. Seinfeld are reputația asta de a nu înjura niciodată. Exact. Și a face mai mult umor observațional, asta îi place lui foarte mult. Exact, și mai și profund. E foarte mișto ce face, dar eu cred că așa cum te simți liber pe scenă, așa trebuie să fii. O înjurătură pusă într-un show de stand-up comedy trebuie să aibă locul ei. Dacă este pusă acolo ca semn de punctuație sau nu știu cum se mai întâmplă, nu cred în ea. Dar dacă este pusă acolo pentru că ea potențează gluma respectivă și îi adaugă contextul necesar, atunci s-ar putea să fiu de acord. În jurătură. Da, știi ce zic, un cuvânt mai greu. Da, se folosește destul de mult în stand-up, sunt curente și curente, că și în afară se întâmplă la fel, nu e nimic ce s-a inventat în România. Te-ai gândit, că apropo de dileme, că băi, eu încerc stand-up-ul ăsta, mă, dar uite, mi-a ieșit de 2 ori din 7, dar dacă o să-mi iasă în procentul ăsta mereu, ce fac? Păi eu cred că o să-mi iasă, o bună parte din timp cred că în procentul ăsta o să-mi iasă. Și atunci e un lucru care te afectează, oricât de rece ai fi și de glacial, evident o exprimare redundantă, totuși când te auzi un huo, bine, auzi 2 de huo, e bine, dacă 4 seri la rând din 5 auzi numai huo și însoțit evident de niște cuvinte foarte scurte, de obicei că cam la noi sunt scurte cuvintele, te gândești, măi, eu nu mai vine să spun glume. Te-ai gândit la asta? Cred că e mult până la momentul în care să pot să mă gândesc la asta, pentru că, ziceam, o să-mi judec foarte mult victoriile raportat la ce-mi doresc eu de la mine. Deci dacă eu cumva simt că mi-am îmbunătățit glumele, că am învățat să scriu mai bine, că uite, mă uit în spate după 6 luni și zic, uite ce glume scriam în 2020 și uite ce glume scriu acum la începutul 2021. Foarte bine. Mă simt mândru de asta. Faptul că publicul nu o să reacționeze atunci s-ar putea să fie un setback, dar eu tot o să continui până când la un moment dat, dacă se întâmplă treaba asta, da, cred că te se întâmple. Știi cât ar trebui să-mi iau 3 ani de hate ca să mă las de tot. Bă, dar 3 ani în continuu, lumea să zică în continuu, bă, dar nu mai veni, te rugăm frumos, nu mai n-ai ce să cauți aici. Dacă se întâmplă treaba asta, atunci o să zic, hai mă, gata, gata cu stand-up, hai că mai încercăm și altceva. Că ne apropiem de final. Două lucruri. Odată să încercăm să tragem o concluzie. Deci încercăm. Șurubel s-a lăsat de radio pentru că, într-o propoziție. Pentru că vrea să se descopere pe el însuși și pentru că storytelling-ul se face în mai multe feluri, nu numai în radio. Și își dorește să exploreze și celelalte moduri de a spune povești și a face oamenii să se simtă mai bine și a transmite un mesaj. Bun, a doua concluzie. Șurubel, cel mai probabil de la anul, va face umor în formele lui actorie, seriale pe net și stand-up, corect? Corect. Și hip-hop. Eu tot o țin cu hip-hop. Știi ce se întâmplă? La radio am tot făcut treaba asta, am tot așteptat, am pândit, dacă vrei, momente în care i-am avut invitați pe Guess Who, pe The Lyric, pe Grass XXL, doar să le, pe Connector, doar să le mai arăt cât de pasionat sunt eu de hip-hop. Și reacțiile tuturor au fost, bă,
foarte frumos, ok, apreciem efortul. Adică mai mult de atât nimic. Și astăzi a fost foarte amuzant că ultimul dintre mesajele venite de la oamenii din industrie a fost de la Connector, care a folosit și un pian. O să postăm mesajele astea, să le posteze colegii mei pe canalul de YouTube de la Virgin. A folosit un pian și pe pian mi-a spus, aproape cântat așa și suav, că nu ar trebui niciodată să mă apuc de rap. Și a zis că mult succes în orice ceea ce ai face și sunt sigur că o să fii foarte bun cât timp acel lucru nu este hip-hop sau rap. Dar trebuie să-ți Dar spun 3 ani ca să te lași, nu? 3 ani trebuie să-mi o spună cineva ca să mă las de-aia. Eu o să mai încerc. Îmi place foarte mult chestia asta. Chiar mi se pare că e o zonă unde refulez extrem de bine. Deci Mă vei simt face. foarte bine să o fac. Deci și asta o să încerce șurubel Poate la. în zona de parodie. Poate în zona de parodie. Îmi place foarte. Știi că am făcut la un moment dat o chestie de genul ăsta, care e o piesă care se numește Înainte să existe Noaptea Târziu, aș vrea să menționez băieții de la Noaptea Târziu, Cuza, Cucu și Emi. În 2012 am făcut o melodie care folosea negativul de la Will Smith, Getting Jiggy With It, și se numea Serenadă pentru pițipoance sau Îți place like-ul, baby. Și vorbea despre un anumit tip de fete cărora le plăceau like-urile și cărora le plăcea atenția foarte mult. Și Și acum, hip-hop. că pe final, o întrebare. Ți-ai lăsat, cum se spune în limba română, o ușă deschisă? Adică să te gândești că, mă, poate totuși, dacă nu iese, mă întorc chiar și mă joc chiar cu radioul. Un geam. Am lăsat un geam. Colegii de la Virgin au fost destul de drăguți încât să-mi spună că atunci când o să-mi vină mintea la cap să mă întorc înapoi și că mă așteaptă. Și mă bucur foarte tare de chestia asta. Nu pot să zic că nu o să facă. Nu sunt adeptul declarațiilor de genul ăsta așa tăioase și finale, dar adică nu pot să zic că nu m-aș întoarce. Dai seama că m-aș întoarce. Dar plec în călătoria asta fără să-mi pun în cap un lucru de genul ăsta. Nu vreau să zic, fac o pauză și după aia mă întorc peste un an, știi? Parcă nu m-aș seta corect așa. Mai degrabă mă setez că renunț de tot în momentul ăsta și o fi într-adevăr, dar vreau să fiu super concentrat pe direcția pe care mi-o aleg. Andrei, mult succes în continuare, noi te urmărim, o să vedem ce faci, cine știe, poate peste un an facem un interviu cu stand-up-ul Șurubel și facem un interviu despre umorul de la noi din România, despre cum se face. Am mai făcut noi discuții de tipul acesta cu tot felul de invitați, pentru că e o zonă care, așa cum ai spus și tu, se dezvoltă foarte mult partea aceasta de umor în toate formele ei, că e stand-up, că Da. este serial online sau TV, poate vedem, nu, un fel de Seinfeld, nu, cu șurubel, e tot cu S, nu? Deci Da, fi. că tot ai zis că vei face asta. S-a Da, fi ceva. încheiat astăzi această cariera ta până acum în radio, deci azi a fost ultima zi, cum ai spunea, de mâine intri în acel an sabatic, nu? Te vom vedea Încă nu probabil. realizez. Probabil că în anul acesta sabatic te vei mai duce la open mic-uri, nu? Ai spus că vei O să mă duc mai la open mic-uri deci vei mai și o să face. fiu, și o să fiu cât pot de activ în continuare pe social media, pentru că zona de Instagram, zona de YouTube e în continuare un loc de joacă unde mi-a plăcut tot timpul să fiu și unde îmi doresc să fiu. E foarte interesant, e foarte interesant și mecanismul ăsta de a spune povești scurte, chiar și prin postări de Facebook sau postări de Instagram sau story-uri. Dar tot ideea aia de a transmite un mesaj. El are un loc unde foarte mulți oameni din zona creatorilor de conținut exersează. Și mi-aș dori foarte mult să exersez. Dacă te uiți acolo, o să vezi că asta fac pe conturile mele de Insta, de Facebook, de YouTube. Încă o dată mulțumesc Andrei Lăcătuș Rubel, adică pentru interviu. Mult succes în continuare, cum spuneam, te urmărim să-ți iasă mai mult de 2 ori din 5 sau cum a fost Două din cinci. acel Te raport. anunț.
te anunț cum îmi crește rata sau scade. Să ai public și reacție bună. Aceasta a fost ediția de astăzi a interviurilor Pagina de Media, o ediție, cum spuneam, în ziua în care Șurubel a avut ultima lui emisiune la radio, la matinal, la Virgin. Întotdeauna pe final spun celor care s-au uitat, dați share ca toată lumea să vadă această poveste. Dacă n-am zis până acum și ați ajuns până aici și dacă ați uitat voi cumva să dați share, dați share acestei povești. Mult succes, Andrei Lăcătuș Șurubel, în zona de umor pe care îți doresc să o faci. Mulțumesc. Eu sunt Petrișor Robaie. Până la următoarea ediție a interviurilor Pagina de Media, numai bine, la revedere!